Aminte
de toate porcăriile care le-a făcut. În acest timp, dragii noștri, locul lui inevitabil este la pușcărie. Stăm la pușcărie! Stăm la pușcărie! Stăm la pușcărie! Stăm la pușcărie! Dodon 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 la pușcărie! Deci dacă el vrea să demonstreze tuturor că el este un sportiv foarte bun, lasă să ne demonstreze cât de repede o să meargă pe jos de la președinție până la penitențial numărul 13. La pușcărie, Dodon! Mâine vom repeta, dacă nu trebuie de așa, mâine la 11. Invit pe toți cetățenii Republicii Moldova aici să protestăm pașnic. Reprezentanții organelor de forță sunt mai mult decât oamenii care s-au adunat astăzi aici. Vă să vedeți ce se petrece. Acesta este cel mai antipopular președinte. El este contra oamenilor, contra țării. Jos, Dodon! 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 Emisia! 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 Dragii noștri, au rămas zile numărate acestui regim criminal până la urmă, dacă își permit în felul ăsta să mintă populația, să ne mintă pe noi, să cotilne idioții lor utili. Vrem să asigurăm toți locuitorii Republicii Moldova că orheienii, locuitorii orașului, a raionului Orhei, sunt toți ca o mână, ca degetele la unui mâini, puternici și solidari. Vom fi solidari cu liderul nostru, Ilan Șor, și dacă va trebui, vom protesta non-stop aici, în fața președinției. Ne-am săturat! Ajunge! Afară cu Dodon! Afară! 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 Cel care este adevărat președinte al Republicii Moldova și cel care o să ne conducă țara în așa mod cum este condus orașul Orhei, raionul Orhei și toate administrațiile noastre. Noastră, țineți minte ce a fost făcut cu noi, cu echipa noastră, cu Ilan Șor, în vara anului 2019, cu mine și cu doamna Apostolov în septembrie. Aceste lucruri au fost făcute de către Dodon personal. El a dat aceste indicații. Așa cum dă acum indicații ca oamenii reprezentanții organelor de forță să vină împotriva dumneavoastră. Să știți că noi vom lupta până la ultima picătură de sânge pentru toate cele comise familiilor noastre și oamenilor din Republica Moldova. Noi niciodată nu vom uita, să știi, Dodon, ce noi am trăit în septembrie și în vara anului trecut și ce au trăit familiile noastre. Fiecare lacrimă a cetățeanului Republicii Moldova o să-ți vină înapoi și noi vom lupta atâta timp cât trebuie, până tu nu o să dai demisia. Cu loc! Jos! 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 Cu loc! Dragii noștri, facem apel la dumneavoastră, mâine, în jurul orilor 11, la fel, sunteți toți invitați aici, în fața președinției, pentru a trage a câta oră un semnal de alarmă, de data aceasta, unul mult mai serios, împotriva abuzurilor pe care își permite zilnic și consecvent să le facă acest președinte al nimănui. Dragii noștri, mobilizare generală și demisia! 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 Demisia!
având în vedere că este pandemie, noi am venit doar sute de oameni. Dar noi cu toții cunoaștem că întreg orașul Orchei, întreg raionul Orchei, întreg municipiul Chișinău, toată țara este gata să vină aici împotriva regimului lui Dodon, regimului lui Filip și celor care sunt apropiața lor. Noi vom lupta și noi știm că lumea ne-a îndemnat să venim astăzi aici și să arătăm indignarea dumneavoastră. Astăzi suntem sute. Mâine noi vă promitem, guvernanții, că noi vom veni și vom fi 10.000 de oameni ca să vă scoatem în curs deja o dată din clădirile acestea și din președinția și din clădirea Parlamentului Republicii Moldova. Voi n-ați făcut nimic pentru țară și noi, Partidul Politic Șor, în frunte cu Ilan Șor, vom lupta pentru Republica Moldova și vom salva țara noastră. Jos Dodon! 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 Afară! Din țară! 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 Lagard, arătați-mi de ce eu nu pot strec. Dați-mi strec.
Dați-mi să trec, eu v-am spus. Rușine! 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 Înțelegeți că încălcați acum legea sau nu? Pentru cine? Pentru Dodon? El vă plătește adițional? Pentru asta faceți acest lucru? Rușine! 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 Noi vrem să vă lăsăm aici culoace și tot trebuie să ne dați drumul. Da, oameni buni, dar distanță trebuie și ei, ori nu? Vă sunteți oameni de lege. Da, colegă, dumneavoastră vă vrăți în noi, nu noi în dumneavoastră. Vă dați dumneavoastră pe parte. Nu, dar pe asta nu-i locul vostru. De ce nu-mi dați voie? Noi am venit... De ce nu-mi dați voie? Eu să trec. Dați recalcați drepturile mele. Eu sunt deputată. Eu am dreptul să trec acolo unde eu am de gând să trec. Distanța socială, domnule, nu noi ne vărăm dumneavoastră, dumneavoastră vă vrăți noi. Da, dar noi ne-am venit în distanța centrală. Noi trebuie să o avem, dar voi nu. Dragii noștri, toate puncile care sunt în sectorul ăsta, le punem exact așa aici, în fața președinției, vă rog frumos, aici, o grămadă. Dumneavoastră, poate cu puncile. Haideți, organizați, organizați. Sprijiniți-l la copac, da. Toată lumea, cadoul nostru pentru... Așa zisul președinte să se inspire de la aceste puni. Înțelegeți că ca... distanța socială, că nu-i dreaptă la voi. Așa-ți dar nu-i cu boșul. În destulat, să-i ajungă culeași, cum ar veni, dragii mei. Puneți aici. Așa. Vorbesc toate trungele. Iată așa, iubirea. Copacii care le-au venit pe mai să rădăcini. Cu culeaș. Sperăm că Dodon acum o să ajungă toate sacoșele acestea care noi am venit să-ți dăruim cu drag. Sper că tu o să răspunzi pentru toată această lume tânără care astăzi este prezentă aici în slujba ta personală. Nimeni niciodată nu a comis astfel de încălcări și abuzuri decât în Republica Moldova condusă de Dodon. Rușine vă obărie! Să știți că astăzi voi ați strădat țara noastră, Republica Moldova, pentru un individ care nu merită sacrificiilor dumneavoastră. Noi vă spunem acest lucru din numele fracțiunii noastre parlamentare, Partidului Șort, din numele domnului președinte Ilan Șort. Și să știți că de data aceasta, noi împreună cu toți oamenii aceștia frumoși și luminați, vom lupta ca voi toți și toți care sunt cu Dodon să răspundeți conform legislației Republicii Moldova și nu doar ca să ajungeți pe băncile internaționale pentru tot ce faceți împotriva oamenilor. Să știți că noi vom lupta. Chiar dacă sunteți cei care sunteți organele de forță, chiar dacă ne presați, ne filați, chiar dacă ne urmăriți acum, cunoaștem și avem toate filmările împreună cu datele dumneavoastră de contact. Să știți că de data aceasta noi nu vom tolera, pentru că ați trecut toate limite. Vă mulțumim foarte mult pentru atenție și lupta noastră continuă! Victorie! 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 Victorie!
mergem la transportul dumneavoastră, noi cred că o să fim nevoiți, stimați colegi, să curățăm aici un pic, ca să nu lăsăm gunoiul după noi, dar dumneavoastră sunteți invitați și așteptați la fiecare acțiune noastră și noi vă vom anunța adițional ce facem mâine, voi mâine și în perioada următoare de timp. Să știți că noi vă promitem în numele domnului Ilan Șor, așa cum dumnealui v-a promis în anul 2015, că vă va schimba realitatea și viața dumneavoastră. Noi vom schimba viitorul Republicii Moldova și acum noi nu ne vom opri până noi să ajungem ca țara noastră să fie cea mai înflorită și frumoasă, ca toți dumneavoastră să aveți locul bine să trăiți, locul bine. Lupta continuă și lupta noastră a devenit mai mare. Vă mulțumim, ne așteaptă victorie și sperăm că de data aceasta ea o să fie cea mai răsunătoare din toate cele care au fost obținute de noi și de echipa Partidului Politic Șor. Victoria! Victorie! 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 Vă rugăm toată lumea ușor pe partea carosabilă, păstrând distanța socială, să mergem către mijloacele de transport cu care am venit. Vă mulțumim frumos și vă anunțăm care vor fi acțiunile noastre în cel mai scurt timp. Este un cadou special pentru domnul președinte Dodon, dacă în caz în care a uitat cum arată locul, pur și simplu să-i facem un mic cadou, un mic cadou. Poate pe dumneavoastră îi interesează ce anume se află în aceste puncte. La revedere! Până mâine! Prietelii, unde grupa noastră? Faceți împotriva țării noastre, să știți. E proverb, pentru că Noi am grăit, trebuie de lăsat de colmat pachetul.